Chiar dacă tot mai multe persoane devin reticente în ceea ce privește vaccinarea împotriva anumitor boli, se pare că aceasta este cea mai sigură cale de a ne feri de maladii care pot avea urmări grave asupra sănătății și pot provoca chiar și decesul. Printre aceste boli se numără și poliomielita, care, deși este tot mai rară, încă apar astfel de cazuri. Doar în luna decembrie anului trecut au fost semnalate 13 astfel de cazuri în Siria, o țară care se află destul de aproape de Europa, astfel că riscul apariției acestei maladii încă există. Vaccinurile sunt pentru a preveni niște boli grave cu efecte majore asupra sănătății copilului. De ce majore? Pentru că, de exemplu, poliomielita este o boală dată de virusul polio care poate să se vindece, e adevărat, dar întotdeauna se vindecă cu sechele. Tot prin imunizare se poate preveni și tuberculoza, precum și hepatita B, maladii a căror număr este în scădere tocmai datorită imunizărilor. Cunoaștem efectele pe sănătatea umană acestor boli, tuberculoza și hepatita de tip B. De asemenea, cunoaștem efectele benefice ale vaccinării, pentru că numărul de cazuri de tuberculoză este în scădere. E adevărat, apar cazuri care sunt rezistente la tratament, dar în fiecare an scade numărul de cazuri de tuberculoză în România și în întreaga lume. De asemenea, hepatita B dădea complicații de tipul cirozei sau a cancerului hepatic, lucru care nu se mai întâlnește astăzi. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a numărului persoanelor care refuză vaccinarea copiilor, fapt ce poate avea doar efecte negative. Din păcate, pe plan mondial, nu numai în România, se observă un declin al acoperirii vaccinale în cadrul populației, adică sunt mulți oameni care încearcă să refuze sau nu că încearcă, chiar refuză vaccinarea copiilor, gândind că sunt vaccinuri pentru niște boli despre care n-au mai auzit, nu au mai văzut oameni bolnavi și atunci oare de ce să înțepe copiii. Alte maladii care pot fi prevenite prin imunizare sunt variola, cancerul de col uterin, care de altfel face tot mai multe victime, dar și unele boli de sezon, cum ar fi gripa. În județul Hunedoara, toate dozele de vaccin antigripal au fost epuizate pe perioada sezonului rece 2013-2014, astfel că în această perioadă au fost diagnosticate doar 3 persoane cu virusul gripal.